Bună ziua! Despre liftingul cu titan, alternativa nechirurgicală de întinerire a pielii, discutăm cu doamna dr. Anca Sibianu, medic specialist dermatolog. Doamna doctor, cui se adresează această procedură? Bună ziua! Această procedură se adresează în general pacienților cu o piele laxă, cu o piele lăsată, de vârste diferite, în general de peste 30 de ani. Este o procedură care poate fi efectuată toate tipurilor cutanate, de la 1 până la 6, pentru că nu are risc de fotosensibilizare cutanată. Cum trebuie să se pregătească pacientul înainte de intervenție? Pacientul nu necesită o pregătire cu totul special înainte de intervenție. Sunt anumite reguli pe care o să le discute în prealabil cu medicul. În general, e bine ca pacientul să nu fie bronzat, să nu fie dat cu autobronzante sau să nu folosească diferite proceduri care pot să dea ulterior risc de reacții inflamatorii după intervenție. Spre exemplu, să nu se epileze pe zona cu pricina, să nu efectueze gomaje, peeling-uri înainte de procedură. Dar toate lucrurile astea sunt discutate cu pacientul în momentul unui consult. Este necesară anestezia? Nu este necesară anestezia pentru că este o procedură în general bine tolerată. Există medici care aplică anestezice locale, este însă de preferat să ai o comunicare foarte bună cu pacientul pentru că e un proces activ și tot timpul reglezi fluența cu care lucrezi cu titanul în funcție de confortul pacientului. Deci pacientul trebuie să aibă o senzație confortabilă în timpul procedurii, o senzație de căldură locală care să fie confortabilă. Deci, efectiv, ce simte pacientul în timpul procedurii și exact eventual după aia? Pacientul simte o senzație ușoară de căldură locală. Căldura asta este la limita suportabilului. Când devine foarte intensă, se reglează fluența, atunci se scade fluența. În felul ăsta, prin pasaje repetitive, se realizează o încălzire omogenă a dermului. Cum arată pielea imediat după procedură? Datorită acestei încălziri a dermului, imediat în timpul procedurii are loc contracția colagenului, ceea ce duce la o întindere imediată, vizibilă de către pacient. Deci arată întinsă, cu un contur al maxilarului modificat. Rezultatele sunt mulțumitoare chiar după prima ședință. După cât timp poate reveni pacientul în activitatea cotidiană? În activitatea cotidiană. Este o procedură foarte ușor tolerată. După intervenție, pacientul rămâne cu un discret eritem pentru una, două ore după intervenție. Eritemul ăsta este atât de discret încât poate fi mascat prin machiaj, așa că el își poate relua activitatea cât mai curând posibil. De câte ori trebuie repetată această procedură pentru a avea cele mai bune rezultate? Medicul stabilește protocolul de aplicare al acestor ședințe. În general, aceste ședințe se efectuează la un interval de 4 până la 6 săptămâni pentru a-i da răgaz pielii să formeze sinteza de nou colagen. Cât timp se văd efectele? Efectele ședinței cu titan nu sunt permanente, ele se mențin 1-2 ani după intervenție, dar aceste efecte pot fi menținute cu ajutorul unor ședințe anuale de întreținere. Există și efecte secundare neplăcute? Sunt citate și efecte adverse legate mai degrabă de complianța pacientului și de tehnică, și anume având în vedere că se realizează încălzirea dermului, există riscul de arsuri și prin urmare efectele adverse legate de arsuri, adică cicatrici, hiperpigmentări. Riscul acestor efecte adverse poate fi redus la minim dacă pacientul este destul de compliant, și anume această procedură este extrem de inteligent gândită. Încălzirea dermului este precedată de o fază de răcire și succedată de o altă fază de răcire. Dacă pacientul este compliant și are răbdare să treacă prin toate aceste faze, atunci după această cantitate de energie furnizată în derm și încălzire, o să aibă răgazul de răcire. Dacă însă el face mișcări bruște și nu beneficiază de ultima fază, atunci există acest risc de arsură. Dar și o arsură poate fi ușor manageriată cu ajutorul unor creme locale cu antibiotic și poate fi îngrijită ca să avem rezultate frumoase chiar în caz de arsuri. Puteți face vreo comparație între liftingul cu titan și operația chirurgicală clasică? În primul rând eu zic că pacienții noștri ar trebui să aibă așteptări realiste. Liftingul cu titan nu este un lifting chirurgical. Prin urmare are și rezervele lui. Este foarte bine ca pacienții să înțeleagă asta. Este un lifting care se adresează mai mult pielii laxe, lăsate, care nu e însoțită de depozite de grăsime subiacente. Deci dacă un pacient vine și vrea ca cu titanul să-și rezolve o gușă dată de grăsime,
piele lăsată și grăsimea de dedesubt, atunci are niște așteptări nerealiste. Dacă însă vrea să-și rezolve o piele lăsată pe linia maxilarului, fără grăsimea de dedesubt, atunci va fi foarte mulțumit de rezultat.